Ce este monoteismul? Monoteismul susține că un singur Dumnezeu a creat Universul. Primul verset al Bibliei revelează implicit șapte caracteristici ale lui Dumnezeu. Versetele sunt așa: Geneza 1 de la 1 la 2. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Pământul era pustiu și gol, și peste fața adâncului de apă era întuneric. Și Duhul lui Dumnezeu se mișcă pe deasupra apelor. Dumnezeu este Creator, geneza în 1 cu 1, prim, prima parte a versetului. Versetul menționează că Dumnezeu a creat. Acest atribut evidențiază rolul lui Dumnezeu drept Creator al întregului Univers. Dumnezeu este etern. Versetul începe cu: La început. Această expresie implică faptul că Dumnezeu a existat înainte de crearea timpului și a spațiului, indicând natura Sa eternă. Dumnezeu este atotputernic. Prin actul creației, Dumnezeu își demonstrează atotputernicia, atributul de a fi atotputernic și capabil, în stare să aducă totul în existență cu doar cuvântul său. Dumnezeu este atotștiutor. Atot știința sau omniștiința lui Dumnezeu este sugerată tot implicit prin faptul că a planificat și a înfăptuit crearea universului, a planificat și a executat ceea ce a planificat. Dumnezeu este transcendent. Versetul sugerează că Dumnezeu există dincolo de lumea creată, deoarece el precede începutul timpului, spațiului și materiei acest lucru indică transcendența sa fiind dincolo de limitele universului fizic. Dumnezeu este suveran. Prin inițierea creației prin cuvântul său, Dumnezeu își stabilește suveranitatea sa asupra universului, domnește, guvernează peste tot ceea ce a creat, demonstrând autoritatea sa supremă. Dumnezeu este imanent în ultimul rând. Deși Dumnezeu este transcendent, prezența sa este sugerată și în actul creației. El este implicit, el este implicat intim în procesul de creație, arătând imanența sa sau prezența sa în univers. Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor, începutul versetului 2. În lume există trei religii monoteiste, iudaism, creștinism și islam. Diferența dintre monoteismul din iudaism și creștinism este următoarea. În iudaism este susținută credința într-un Dumnezeu monopersonal, iar în creștinism este afirmată credința într-un Dumnezeu tripersonal. Precizez că nu răspund aici întrebării dacă în iudaism și creștinism vorbim despre același Dumnezeu și nici nu vorbesc despre diferențele din interiorul creștinismului, de exemplu, trinitarianism versus unitarianism. Diferența dintre monoteismul din creștinism și islam este următoarea. În creștinism este afirmată credința într-un Dumnezeu tripersonal, cum am spus adineaori, iar în islam este susținută credința într-un Dumnezeu monopersonal, precum în iudaism. Precizez și aici că nu răspund întrebării dacă în creștinism și islam vorbim despre același Dumnezeu. Deocamdată, intenția a fost să definesc monoteismul. Ce înseamnă monoteism?